E timpul să oprim poluarea mediului. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud implementează proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bistrița-Năsăud, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului POSMEDIU. Pompierii detașamentului de intervenție din Bistrița au fost greu încercați vineri seara pe strada Tărpiului, după ce aproape 2 hectare de vegetație au luat foc din cauza neatenției persoanelor care nu au controlat zona și nu s-au gândit că pot produce pagube mari. Focul s-a prins din cauza vântului și a cuprins cu repeziciune vegetația care a ajuns aproape de pădure și de casele oamenilor. Pompierii au intervenit și au reușit să stingă focul. Și sâmbătă, angajații ISU au avut bătăi de cap din cauza curățării pajiștilor prin arderea vegetației. Oamenii au început să-și curețe pajiștile. Au fost probleme din acest punct de vedere în acest sfârșit de săptămână? Da, au fost, special vineri și sâmbătă. Au fost mai multe zone, chiar și pe lângă municipiul Bistrița, în zona Leonii, în zona Sigmir, în care au avut câteva arderi necontrolate, cum le spunem în termeni tehnici. Este cald, lumea a început să-și curețe, într-adevăr este o metodă mult mai simplă de a curăța terenurile, a da foc. Metodă periculoasă, poate. Da, legislația permite să cureți terenul dând foc acestuia sau resturilor de pe teren, însă cu luarea unor măsuri preventive. În primul rând trebuie obținut un permis de lucru cu foc pentru această activitate. De unde se obține acest permis? De la primărie, de la primăria fiecărei localități, de la serviciul voluntar pentru situații de urgență. Apoi, în funcție de vreme, să nu bată vântul, să dă foc în special pentru pante de sus, în partea de sus a pantei, să tragă o brazdă pentru a preveni extinderea lui, să nu facă foc în apropierea pădurilor. De asemenea să aibă puțină apă pe lângă el, să acel foc să fie supravegheat. Astfel sunt câteva măsuri care ar trebui luate de fiecare cetățean în momentul în care își curăță terenurile. Șansa noastră a fost că duminica a plouat și s-au atenuat aceste ardere necontrolate. Sperăm și în continuare ca oamenii să aibă grijă, să respecte măsurile preventive care au fost date și în mass media, au fost date la toate primăriile și să avem probleme cât mai puține. Îndrăgita interpretă de muzică populară Maria Butaciu a împlinit 70 de ani de viață și 50 de ani de carieră, în care a bucurat sufletele bistrițenilor și nu numai cu cântecele ei. Cele două evenimente au fost marcate printr-un spectacol ce a avut loc duminică la București, în sala de concerte a Radiodifuziunii Române. Evenimentul a fost organizat de TVR și Radio România cu sprijinul Centrului Județean pentru Cultură. Ce înseamnă pentru Maria Butaciu 50 de ani de carieră? Și trestuța s-a făcut sac și sacul s-a făcut de sagi și uite așa tot până cât putem tot adunăm, pentru că mulțumim lui Dumnezeu, ne-a dat și avem de unde alege. Ce înseamnă 50 de ani de cântec? De cântec, mă rog, ca profesionistă, ca așa cânt de mică. Înseamnă ceva și înseamnă mult, cel puțin pentru mine, pentru că am adunat cântece, le-am scormonit din numai eu știu pe unde le-am găsit și mulțumesc lui Dumnezeu că am fost ajutată de oameni, de sate unde s-au găsit cântece și mulțumesc iar lui Dumnezeu că mi-a dat minte pe care să le aleg. Sala Radiodifuziunii a fost plină de cei care o îndrăgesc pe interpreta din zona Năsăudului. Maria Butaciu i-a răsplătit pe cei prezenți cu melodiile ei. Pe scenă au fost alături instrumentiști, interpreți și dansatori ai Centrului Județean pentru Cultură, dar și artiști din alte județe ale țării, precum Mioara Velicu și Elena Pădure.
Maria Butaciu a împlinit 70 de ani de viață, dintre care 50 i-a dăruit cântecului popular. Pentru activitatea sa a primit o diplomă de excelență din partea Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud. De asemenea, a primit și distinția de cetățean de onoare al Comunei Salva. România, Județul Bistrița Năsăud, Consiliul Local Salva. Hotărârea numărul 9 din 26 februarie 2010 privind conferirea titlului de cetățean de onoare a Comunei Salva pentru personalități din localitatea Salva cu merite deosebite. Consiliul Local al Comunei Salva s-a întâlnit în ședință ordinară în prezența 11 consilieri. Având în vedere raportul, expunerea de motive, cererea domnului consilier județean Comunei Alexandru, în calitate de șef serviciu în cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, raportul Comisiei de Învățământ, Cultură și Sport hotărăște, se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Salva pentru acordul pe care l-a avut participanților de dezvoltarea și promovarea culturii și artei salvatelor următorilor. Maria Butaciu, artistă de muzică populară. Maria Butaciu, la mulți ani din partea salvatelor. Urmează acum știrile din sport. Gloria 2 și Voința Livezii le-au pierdut în etapa 21 a Ligii a 3-a, seria 6-a. Prima a pierdut în deplasare la Luceafărul Oradea, ocupanta locului 16, loc retrogradabil cu un umilitor 4-0. Băieții lui Gheorghe Hurloi nu au reușit nici măcar golul de onoare, ei coborând pe locul 11 cu 28 de puncte. Unirea Livezii le-a pierdut și a surprinzător pe teren propriu, tot cu o codașă, Avântul Reghin, care a câștigat cu 3-2 pe finalul meciului. Este a doua înfrângere consecutivă pentru livezeni, care cad două locuri, de pe locul 7 pe locul 9 cu 29 de puncte. Cele două formații vor juca vineri 2 aprilie în etapa 22-a. Gloria 2 va juca acasă cu FC Cisnadie de la ora 17, iar Voința Livezile joacă în deplasare la ocupanta primului loc, Voința Sibiu. Iată cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea va deveni în general instabilă, cerul se va înnora treptat. Pe arii relativ extinse, în cursul zilei de mâine, vor cădea ploi care vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade Celsius, iar cele maxime între 12 și 15 grade Celsius. Ieri a avut loc la București adunarea generală a Confederației Patronale UGIR 1903. Evenimentul a reunit ambasadori, lideri sindicali și reprezentanți ai guvernului. Vă invit să urmăriți rubrica Reportajul Zilei pentru a viziona imagini.